ca să-și perpetueze pretențiile asupra acestui teritoriu. Moscova înființează în cadrul Ucrainei, în octombrie 1924, o Republică Autonomă Moldovenească, situată pe malul stâng al Nistrului, cu gândul de a face din aceasta un cap de pod pentru expansiunea în Balcani. În RASSM, ca și în întreaga Uniune Sovietică, va avea loc un șir de procese răsunătoare în perioada Marii Terori din 37-38. На основании статей 58, 3, 58, 4, 58, 6, 58, 1 СУК РСФСР. Согласно статьям 58, знак 3, 4, 6 и 11 УК РСФСР, к высшей мере социальной защиты, расстрелу с конфискацией всего имущества. Acest бал... Acest monstru neîmblânzit nu poate supraviețui fără sânge, fără mult, mult sânge. Așa zișii dușmani ai poporului sovietic erau judecați de Asoba e Troica, organ extrajudiciar înființat de bolșevici pentru a condamna oamenii din raționamente revoluționare. Victimele erau împărțite în două categorii: cei care urmau a fi imediat împușcați și cei care au fost condamnați la detenție în lagăre. 80% dintre cetățeni au fost supuși represiunilor în timpul puterii sovietice în temeiul denunțurilor. Și doar 20% în temeiul propriilor anchete efectuate de organele de cercetare. De fapt, efectuarea anchetelor purta un caracter formal. Pentru fiecare republică din Uniunea Sovietică erau prestabilite cote, atât pentru cei împușcați, cât și pentru cei internați în lagăre. Ce era o viață de om? Așa, o nălucire, o umbră pasageră, un fapt statistic, o cifră oarecare. În total, în perioada de activitate a troicilor august 1937-noiembrie 1938, în URSS au fost executate 386.798 de persoane, iar 389.000 au luat calea lagărilor. Conform calculelor, numărul total al celor supuși represiilor era de 6 ori mai mare decât cotele planificate, iar celor împușcați de 8 ori mai mare. Suplimentarea numărului de condamnați se producea la inițiativa conducătorilor locali. Vă dați seama în ce hal a fost extirpată din conștiința călăilor noțiunea de păcat. Ce abrutizare cumplită a suferit populația sub tăvălugul ateu inchizitorial. Aceste pagini ale istoriei concurează cu briu, ba chiar eclipsează guvernările lui Nero, Tamerlan sau Torquemada, geniul înturecat al inchiziției. Ținta represiunilor politice au fost emigranții comuniști din România și Basarabia, activiștii de partid și oamenii de cultură din stânga Nistrului, în special promotorii latinizării și adepții unității românilor din RASSM, Basarabia și România. În așa fel se urmărea distrugerea elitei intelectuale care a contribuit în anii 20 la renașterea națională din Transnistria.
Inițial s-a încercat crearea așa zisei limbi moldovenești, diferită de cea română. O altă himeră a minții imperiale inflamate. Confuzie care mai persistă și azi în Republica Moldova independentă. Totuși, între 1932-1938, cu acordul personal al lui Stalin, s-a făcut trecerea de la scrierea chirilică la cea latină, deoarece politica lingvistică inițială a săpat o prăpastie adâncă între Rea SSM și Basarabia încă românească, două regiuni a căror unire a constituit un obiectiv permanent al politicii sovietice. Ulterior, s-a revenit la alfabetul chirilic. Ceea ce s-a întâmplat în Rea SSM prevestea politica sovietică de după 1940 în Basarabia. Вот исторический кинодокумент. Москва, Кремль. Седьмая чрезвычайная сессия Верховного Совета СССР. Это было 2 августа 1940 года. С этого дня молдавский народ воссоединился в единой Молдавской Советской Социалистической Республике, обрел свою государственность и национальную независимость. Odată instalate în Basarabia, organele de represiune comuniste s-au pus vârtos pe treabă. Mii de persoane au fost arestate în primele luni de ocupație sovietică, dar cele mai numeroase arestări s-au produs în ajunul atacului german asupra URSS. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 au fost arestate și deportate peste 31.000 de persoane. Moșieri, comercianți, jandarmi, albgardiști ruși, e și firesc. Elita societății, acest factor ordonator și fertilizant, urma fiind depărtată cât mai grabnic din sânul populației debusolate. Aceștia au constituit primul mare val de deportați. În total, în primul an de ocupație sovietică, au avut de suferit numai puțin de 86.000 de persoane din Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herței. Arestările au continuat și după 22 iunie 1941. Redactorul șef al revistei interbelice Viața Basarabiei, poetul Nicolae Costenco, a fost și el arestat și condamnat la 15 ani de detenție. Cu toții au ajuns în temnițele și gulagul sovietic. A venit războiul și ne-au evacuat. Ne-au evacuat la Kazan. Acolo era o mare catedrală și făcută în pușcărie. Și acolo mă duc și am stat chiar în altar. Acolo am mai întâlnit deținuți prieteni de-a lui tata. Am stat cu mulți acolo. Și de acolo m-a dus în lagăr, în Iv de Lag. Am intrat acolo de 10 mai, în 42, ninge. Și vedem, se plimbau și vorbeau românești. Domnule comandant, deținuții deja. Acolo am întâlnit pe toți bărbații ridicați pe 13 iunie 1941. Femeile și copiii au fost trimiși în Kazahstan, iar bărbații puși și condamnați, tot așa, fără dosare. Vine de la Moscova, 10 ani, 8 ani, 10 ani, tot acolo erau. Români, erau și ruși, erau și dezertori, erau de toate neamurile acolo, și chinești, și nu erau acolo în lagul. Eu n-am spus că sunt basarabian. Și la mine
pentru că am fost arestat minor, părinții erau în România, deja eu am spus că sunt român și la mine așa era scris. Și alea buletine care era naționalitatea română. Foarte interesant lucru. Dacă spunem că sunt român, rușii mă stimau. Dar dacă spuneai că ești moldovan, combinator. Așa erau priviți păsărămii, combinator. Dar interesant este altceva. Erau toți gospodari, nu erau hoți, își plângeau neamurile, își căutau nevestele, că ele, familie și copii, i-au dus în altă parte și îi căutau pe stăt loc. Asta era. De așa, politică îi înjura pe rușii. Așa erau basarabeni. De aia rușii nici nu îi înghițau. Poporul nostru, care n-a cunoscut migrații, expansiuni, exoduri, a fost silit să exploreze ținuturi de gheață, să-și uite obârșia, să devină homus sovieticus, fără identitate etnică, șurubaș și piuliță în cazul în care nu crapă de foame și de frig. Atâte, Sibirea era numai în lagăr. Videi numai cum stau sus și pe săl. Lagărul era cât România asta, avea 12 olpuri, olpurile aveau la puncte. Era ca o România întreagă. Acolo m-o trimis la tăiat pădure. Era taiga, frumos într-adevăr, taigau așa. Dar eu n-am fost obișnuit. Nu puteam lucra. Dacă n-am fost obișnuit, avem tendințe de aristocrat, mă rog, știți cum sunt tineri. Și m-am gândit, ce să mă fac eu pe acolo? Sanitar. Dar medicamente n-aveau nici. Era hipermangat de caliu, vedea, care era un dezinfectat. Dacă spuneai că ai diaree, asta dăge. Dacă spune că te doare inima, tot asta, că altceva nici n-aveau. De atât aveau o singură boală, mureau de foame. Asta era boală. În fiecare zi îi duceau cu căruța și unii încă erau vii. Și spuneau, nacealnic, eu încă sunt viu. Lasă, băi, doctorul știe mai bine. Clădite pe mormane de cadavre, pe sânge și suferințe, monumentele totalitarismului vor, se pare, să sfideze pe însuși Creatorul. Grandoarea lor materială, proporțiile exagerate venind să accentueze micimea omului de rând și să perpetueze imaginea satrapilor. Сегодня, в 4 часа утра, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. Imediat după instaurarea administrației românești la Chișinău, au ieșit la iveală crimele odioase metodic ascunse de regimul sovietic. Sute de cadavre aruncate în gropi comune au fost descoperite în curtea fostului consulat italian de pe Strada Viilor. Victimele mutilate și desfigurate cu varne stins au fost executate după sistemul CK prin împușcare în cap cu mâinile legate la spate. După resturi de îmbrăcăminte s-a constatat că au fost studenți, elevi, preoți, ceferiști,